Nu uitați că primele 500 de persoane care lasă un like și comentează la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu. Sper că aveți o zi minunată și bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal. Este începutul unei noi serii pe care foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să o fac. Mai exact, guys, astăzi vom reacționa la Crypt TV. Pentru cei care nu știu ce este Crypt TV, este un canal de YouTube din străinătate unde sunt cele mai short horror filmuri pe care, bro, l-ați văzut vreodată. Adică sunt cele mai horror filme de pe YouTube, cam așa aș putea să spun. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să continuăm seria. Astăzi vom reacționa la două și o să vedem ce părere o să avem la finalul acestui videoclip. Se numește primul Sleepwalker, adică băiatul care merge în somnambul teoretic. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Nu uitați de like, let's go. Bun, doar, deci deja am început tare. Bun, deci ăsta e băiatul. Mamă, dar are o pijama de asta. Ok, normală, dar așa ca la american. Bun, asta e camera lui, bro. Se pune la somn. Ok. Dar de ce cântă muzica aia, bro? Ok. Ok. Mamă, sunt mai mare jumpscare, vă rog eu. What? Bro, e 9.31? Bă, băiatul ăsta se culcă la 9.31, bro? Ok, asta e puțin suspect. Mă, bă, cred că stă cineva. Bă, se mișcă ceva. Bă, s-a auzit ceva, bro. Mamă, sunt mai mare jumpscare, stați. Nu-mi place ideea asta de a reacționa la Crypt TV. Bro, ce se aude? Vreau să aud ceva de acolo. Nu te du, frățiorul, nu, lasă, culcă-te la loc, ai doar un... Bro, dar stai, se aude ca și cum afară... Nu ar fi... Gen, nu ar fi o casă, ar fi altceva afară. Mamă, bro, mamă, se deschide ușa, mamă, ghișa mare, pericol de jumpscare. Ok, bro, a deschis ușa. Mamă, ce se aude? Ce cu muzică? Bro, afară-i pădure! Bă, dar stăți puțin, s-ar putea să fie un vis de-a lui, man. Dar a închis ochii, bro. Da, uitați, a închis ochii. S-ar putea să fie și un vis de-a lui, dar nu știu ce să zic, bro. Cu așa vise ai o problemă clară. Ok, bro. Deci vedem că frățiorul s-a trezit, deci... O fi ca... Așa e casa lui, bro? Mamă, bă, nu-i doar o ușă, man! Știți că, bă, deci schițul cu metodea, dacă ați văzut chestia de pe TikTok, e un TikTok de ăsta super, super viral, în care se zice că dacă te duci într-o pădure și vezi niște scări, știi? Scări în mijlocul pădurii și sus e o ușă, să fugi, bro. Schițul în comentarii, eu l-am văzut de foarte, foarte multe ori și l-am văzut și de foarte multe ori când am căutat TikTok-ul creepy pentru episoade, bro. Mamă, de ce e în pădure? Ok. Mamă, dar s-au de ceva. Ok. Mamă, bro, dar cum arată... Mamă, și toată pătura e defrișată. Bă, tot e defrișată aici, vedeți? Adică nu e nicio frunză, bro. Crengile stăiate sunt pe jos. Deci arată ca un evadat de la spitalul de nebunul. Vă zic, deci noaptea într-o pădure, el în pijamale. Arată ca un evadat de la spitalul de nebuni. Mamă, se aude ceva, bro. O muzică de-asta. Aoleo, mamă, bro, ce e aia? Ăla e cumva? Cred că acolo e un om. Mamă, de ce... Bro, ce e neregulă cu videoclipul ăsta? Acolo e un pat pe care stă cineva și sunt niște... O fi că e cine... O fi că acolo doarme el, bro, o fi că la el. Dar nu cred. Sau, ba nu, uitați-vă ce păr are. Parcă nu ar fi el. Bă, dar... Ba da, el e, bă, băi, v-am zis. Dar stați, că e o problemă la mijloc, bro. Aici nu... Bro, arată de parcă are niște d-astea pe el, gen, știi ce zic? Ok, hai să ignorăm. Deci ăsta e el care doarme. Bro, și de ce e în visul ăsta? Mamă, cineva în spate, bă, vezi că e cineva în spatele tău. Bro, cine e asta? Bro, aaa! Trezește-te, frățior, că vine ăla!
Bă, cine-i ăsta? O fie că-s-i sleepwalker ăla. Mamă, fugi, frățu. Bă, dar stai, dacă îl omoară, nu-i... Cred că e efectul de la păpușa Voodoo. Dacă îl omoară pe el, îl omoară și pe ăla. Dacă îl împunge pe ăla, doare și pe ăla. Mamă, are un topor în mână. Mamă, are un topor în mână, nu-i ok. No! No, 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 no. Ce cred că acum se trezește? Nu, 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 bro. Și l-a auzit. Nu mă, și-a de sânge pe ăla. Fugi, frățiorul. Ăla nu cred că fuge tu pe el, sau? Nu, no, nu, no, cred că o să se... O să-l vadă, vedeți? Ba, mamă, e ușa închisă, bro, nu cred. Vai, să rău. Gata, s-a deschis. Mamă, și el pe cealaltă parte a ușii. Ok, guys, bă, foarte, foarte ciudat a fost short horror filmul ăsta. A fost, deci, scrieți-o comentarii dacă credeți că a fost adevărat sau a fost un coșmar, bro. Eu, sincer, cred că a fost un coșmar, bro. Nu știu, nu văd de ce ar putea să fie adevărat. Scrieți un comentariu dacă credeți altceva. Prey, feature creator short film. Aha, deci fiți atenți, feature creator, asta cred că înseamnă că e o creatură nouă, bro, cum era și băiatul ăla. Ok, hai să vedem. Acum știu că este vorba despre un cuplu care merge la un date sau ceva de genul. Ce zic, am văzut din tambe. Da, uitați-vă, vei? Așa doi au ieșit la o întâlnire. Ce crezi? I like the first one better. Ce că îmi place, mi-a plăcut prima mai mult. Aia care mă, ok, deci au ieșit de la cinema și acum vorbesc de pe film, că i-a plăcut de aia care a murit, că de ce a murit, nu știu ce, căcaturi de genul. It's like super real. E foarte real. Decât dacă te-ai uitat mai mult la ăsta, ai aprecia, deci vorbesc despre film. Ok, doar spun. Zic că noi ai acordat o, cum îi zice, un vot corect. Bă, e cineva acolo. Bă, vezi, numai eu îl văd pe băiatul ăla. Uitați-vă la el, ce, bă, e cineva acolo care stă așa. Mă, cred că o să-i claxoneze asta sau ceva, de ce nu? Aha, da, bravo, bă, e ceva. Bă, am zis, bro. Ce că ți-e foame, dar... Anything. Ce că ce-ți place să mănânci? Ok. Ok, hai să mergem undeva să mâncăm, bro, e cineva în spate. Ok. Bro, fii că e același din celălalt film, dar nu cred. Ai grijă, ai grijă. Hai să lăsăm să treacă. Mamă, bro, bă, deci, bă, astea din coșmarele mele, bă, vreau să zic că de ciudat ar fi să mergeți voi doi oameni în mijlocul străzii, nu știu de ce ați merge voi în mijlocul străzii, să vină unul de ăsta și când să lăsați să meargă, el să se oprească, bă, asta e o chestie, deci, de psihopați, cum să faci așa ceva? Turează mașina. Care e problema lui? Aaaa, zic aia, probabil îți vrea locul de parcare, nu cred. Zic aia, fugi. Bro, fugi. Aaaa, am picat, bă, frățelor, vino, că parchează la locul tău. Mamă, deci a călcat pe aia. Ha, hai la mașina mea, bă, care e problema cu băiatul ăla? Acum se întoarce? Da, uită-l. Bă, care e problema cu el? Păi stai, aia nu-i aceeași? Mă, și caută pe ăștia. Ia, bro, bă, eu v-am zis că e cineva acolo de la început. Ok, au reușit să scape, teoretic, să se ascundă. Stai jos, ai grijă. Stai jos, frățiorii. Și-a plecat, ok, bun. Intră înăuntru, sora. Ok. Mă, cum ar fi să fie la ei mașina acum? Doamne, ferește. Ce, că cineva a fost aia, bro? Mama, ok, asta s-a uitat în spate. Ce maniac, da. Bro, ce s-a întâmplat? Ok. Foarte nașpa pentru o prima întâlnire, cred că e prima lor întâlnire, având în vedere că a întrebat-o ce-i place să mănânce. Da, bro, deci am zis și eu. No, I'm calling the cops. Zic că sunt la poliție, nu?
Doar vreau să plec. Ok. Mai bine sunai la poliție, bro, ce se întâmplă? Au! Condu, bă, prostule! Mama, l-am mușcat, bro! What? L-am mușcat! Fugi! Bro, care era problema lui băiatul ăla? L-am mușcat, man! Jesus, asta-i nașpa, rău de tot! Nu s-a văzut cum l-am mușcat, dar ați auzit și voi aia. Bro, ce se întâmplă? Ok, e foarte ciudată seară. Ești ok? Da. I'm definitely calling the cops. Chiar acum sunt la poliție, da, ok. Bro, cred că a venit ăla. Stai jos. Bro, e același om. Bro, fiți atenți ce cred eu. Deci ați văzut că ăla a scos ceva cuțit sau ceva și a dat în aia. Eu cred că era o chestie și dacă o atingea, gen era ca la zombie. Și zic, devenea ca ei, o creatură de asta. Bro, acum ce s-a întâmplat cu frățiorul nostru, întrebarea. Uite, e mor, man, l-a mâncat aia. Și acum cred că vine și ăla. Ok, a luat cuțitul. Ce s-a întâmplat? Ce, că au scăpat? Shit. Bro, deci, fii atenți, asta e o bandă, man. Asta era ăla care a sărit la ei acolo, mașină. Ia uite ce are acolo, bro. Și că acea... Și mă gândeam la băiat. Ar fi mort până acum. Ai făcut tot ce ai putut, bro. Hai să mergem în următorul oraș, bro. Bă, o fi că ăștia sunt niște ghost hunter de-alea. Cred, ați văzut că a zis că nu o să zice pe nimic de la mușcătura aia. Și mușcătura aia a fost cauzată de femeia aia, bro. Și fi că femeia aia era de la început, avea ceva, știi? Și ăștia sunt niște ghost hunter. Cred, nu știu ce să zic, bro. Chiar nu știu ce să zic. Super, super ciudat. And on the dish, așa, nu știu. God went surfing, ok. Ok, guys, cam asta a fost și al doilea short horror film. Foarte, foarte ciudat. Scrieți în comentarii ce părere aveți. Dacă v-a făcut clipul, nu uitați să apăsați buton de like. Și hai, guys, să facem foarte, foarte multe like-uri. Dacă mai vreți să continuăm seria de reacții la Crypt TV. Eu am fost Marius Ian, cum am băbut toți, pa, pa!